La începutul filmului vedem un pescar experimentat care se îndreaptă spre mare. Ca de mii de ori înainte să-și arunce plasa din barcă, ceva nu merge bine și plasa este prinsă de ceva pe fundul oceanului. Pescarul se scufundă, dar nu poate reveni la suprafață deoarece un banc uriaș de pești îl înconjoară. Charlie, un paznic al farului, își sună colegii din Germania pentru a discuta despre problemele curente. Ea este întreruptă de un semnal de pe monitorul ei și se grăbește să investigheze. Charlie trebuie să înoate până la geamandura de serviciu pentru a se scufunda în apă și a recupera un senzor care s-a încurcat cumva în plasele de pescuit. Lucruri ciudate se întâmplă și în Canada. Leon, un tânăr cercetător în domeniul balenei, este chemat pe plaja orașului Vancouver, unde o balenă ucigașă uriașă a apărut acum câteva ore. După ce a examinat animalul, se îndreaptă spre docul de pescuit pentru a afla cine dintre braconieri a cauzat tăieturi grave balenei ucigașe. Un bătrân pescar îl duce pe Leon la barca sa și arată partea mușcată a vasului care a fost folosit pentru a încerca să răstoarne balena ucigașă. Leon nu crede această poveste, dar bărbatul este sigur că pescarul nu l-ar minți și că au fost nevoiți să distrugă balena pentru a se salva. Charlie și noul ei prieten lansează în ocean un senzor reparat, însărcinat cu urmărirea populației de animale marine. Ei observă fragmente de gheață de metan în jurul bărcii, care se ridică adesea la suprafață, dar astăzi sunt prea multe. Leon aude în sfârșit balenele și află că au fost văzute în diferite locații de-a lungul coastei. Înainte de a pleca în mare, el o sună pe iubita lui Lizzie, care deja duce turiști cu barca ei pentru a vedea balene ucigașe în sălbăticie. O balenă uriașă apare lângă barca lui Leon. După ce a înghețat câteva minute, uriașul dispare sub apă, dar o întreagă grupă de orci îi ia locul. Lizzie duce turiștii pe punte și toată lumea urmărește cu uimire cum apar balenele. Lângă navă apare și uriașul cu cocoașă, iar turiștii îl pot vedea din aproape. Comportamentul ciudat al balenei mulțumește pe toată lumea, cu excepția lui Leon, care încearcă să-și avertizeze prietenul, dar este prea târziu. Următorul truc al balenei lovește în mijlocul bărcii. Leon ajunge la locul accidentului și încearcă să-i salveze pe cei care au supraviețuit loviturii, dar acum un grup de orci vânează turiștii. Leon nu poate să o salveze pe Lizzie. Acțiunea se schimbă într-un restaurant franțuzesc. După ce a adunat fructe de mare proaspete de la piață, bucătarul plănuiește să pregătească homari, dar unul dintre ei împușcă un lichid necunoscut în fața bărbatului. După ce și-a șters fața, bucătarul continuă să lucreze, dar spre seară el și alți doi bucătari încep să se simtă rău. Bucătarul se stinge în aceeași seară, iar cei doi bucătari tineri sunt duși la UTI, așteptând rezultatele testelor pentru a stabili ce s-a întâmplat. În același timp, o navă norvegiană în mare coboară o cameră pentru a studia un fenomen neobișnuit, o invazie a viermilor de gheață. Câteva exemplare sunt aduse la suprafață pentru studiu și omul de știință găsește o nouă particularitate. Aceste creaturi au făci și se reproduc de câteva ori mai repede. Se formează o comisie și toată lumea este de acord că au descoperit o nouă specie de viermi și bacterii. Leon vorbește cu proprietarul unei bărci de pescuit, care a fost și el martor la atacul balenelor cu cocoașă pe alte bărci cu o zi înainte. În plus, lui Leon îi se arată o altă anomalie. Fundul navei, care s-a întors din mare, este acoperit cu un strat gros de moluște, care nu a mai fost văzut până acum. Un grup de oameni de știință lansează un prelevator pe fundul mării pentru a verifica solul unde viermii au fost găsiți, dar din cauza unei scurge de metan are loc o explozie. Nava reușește să supraviețuiască, dar echipa este foarte speriată. Oamenii de știință nu se tem doar de greșeala din timpul operației, ci și de rezultatele testului. Pe lângă viermii de pe fundul mării, există bacterii care mănâncă gheața și pot ajunge chiar la fund. Jess înregistrează un mesaj video lui Charlie când ceva ciudat se întâmplă brusc și pe monitoare apar citiri alarmante. Apa de sub navă începe să fiarbă și ceva o trage în adâncuri. Acțiunea se schimbă în Veneția. Un tânăr îndrăgostit citește poezie pe un pod când dintr-o dată cartea îi cade din mâini și ajunge în canal. Cuplul uită imediat de cartea de poezii pentru că în fața ochilor lor este o priveliște și mai ciudată. Mii de meduze gigantice ies la suprafață. Analiza bacteriilor de la bucătarul infectat relevă o nouă tulpină care se hrănește cu celulele sanguine. Se pare că mai multe persoane au murit după ce au vizitat restaurantul de pe litoral. Leon solicită permisiunea de a efectua o autopsie balenei ucigașe pentru a afla cum afectează poluarea balenele și dacă acest lucru ar putea fi legat de schimbările în comportamentul acestor giganți. Nu există nimic în interiorul balenei care să-i sperie pe experți, dar Leon găsește o substanță necunoscută în creier, care este trimisă pentru analiză. Apare o altă victimă a infecției, un tânăr de la o spălătorie auto. Prin adunarea tuturor evenimentelor, oamenii de știință înțeleg că bacteriile s-au răspândit din restaurant prin sistemul de alimentare cu apă. Leon este informat despre noi cazuri de atacuri de balene. Privind pe hartă, tipul găsește un model. Toate schimbările au loc cu balenele în timpul migrației. Pentru a-și verifica suspiciunile, tipul navighează spre locul unde se odihnesc balenele în timpul somnului. Scufundarea aproape se termină în tragedie, dar Leon reușește să instaleze o cameră pe una
una dintre balene și să iasă. Sigur, află că și japonezii au găsit viermi, dar nu se grăbesc să raporteze acest lucru lumii. Înregistrările de la camere sunt verificate în două laboratoare simultan. Imaginile lui Leon arată că păstaia de balene a coborât chiar în fundul unde se aflau cu o strălucire ciudată. Departe de evenimente, un nou incident are loc pe litoral. Hoardele de crabi se târăsc pe străzile unui sat mic. O altă fotografie a fundului mării ridică în sfârșit vălul misterului. Se dovedește că una dintre companiile de petrol și gaze a forat gheață într-un loc interzis și deteriorat fundul mării pe câțiva kilometri. Leon trebuie să se strecoare printr-un gard pentru a ajunge în zona portului păzit pentru a mai strânge câteva midi pentru analiză de pe navă, dar este prins de securitate și arestat. Dimineață, domnul Saito, proprietarul japonez al navei, îl contactează pe Leon. Îi cere tipului să nu pătrundă din nou pe teritoriul său în acest fel, dar va promite că îi va oferi acces la toate materialele pentru studiu. Charlie abia acum primește mesajul înregistrat de Jess, cu câteva minute înainte de tragedie. Când emoțiile se potolesc, fata reușește să observe unele particularități pe înregistrare. De exemplu, o strălucire în spatele unui hublo. Crabii sunt livrați la laborator, care au început să iasă la suprafață în diferite părți ale lumii. După cum era de așteptat, și ei sunt plini cu o substanță ciudată care absorbe celulele sanguine cu o viteză incredibilă. Charlie revizuiește videoclipul în mod repetat, fără a înțelege ce altceva este în regulă cu el. În cele din urmă, auzul fetei captează un sunet care este foarte asemănător cu sunetul de la înregistrarea la adâncime. Fata contactează laboratorul și le arată o parte din înregistrare care i-a atras atenția, dar șeful ei sever, Katarina, respinge toate ideile oamenilor de știință, considerând că sunetul din diferite înregistrări este doar zgomot întâmplător. Ea ordonă lui Charlie să termine treaba și să închidă stația pentru iarnă, fără a veni cu teorii incredibile. Dar după ce s-a răcit și a luat în considerare cu atenție cuvintele lui Charlie, Katarina decide totuși să testeze această ipoteză și un elicopter cu un grup de oameni de știință și un dispozitiv de apă adâncă ajunge pe insulă. Dispozitivul este livrat pe insulă de către Seeger și după ce l-a predat lui Charlie este pe cale să-l plece. Dar în același timp, mesajele de urgență ajung la oamenii de știință de pe continent. Ei nu pot decât să ajungă la Seeger și să-l informeze cu un tsunami terifiant se apropie de coastă. Cei care văd cu ochii lor realizează că nu există nicio șansă de supraviețuire. Seeger reușește să-l avertizeze pe Charlie și pleacă. La conferință, oamenii de știință prezintă un raport conform căruia bacteriile descoperite infectează în mod intenționat oamenii și în curând toată lumea va trebui să plece departe de resursele cu apă. Leon încearcă să-și avertizeze prietenii pescari despre asta, dar niciunul dintre ei nu este pregătit să părăsească pământul și aleg să moară în mediul lor familiar. Rahim îl întâlnește pe Leon la institut pentru a participa la o conferință științifică. Cele mai buni minți se adună pentru a discuta despre ceea ce se întâmplă și majoritatea sunt de acord că există o forță la lucru care vrea să alunge oamenii din ocean. Doar Katarina este împotriva tuturor celorlalți. Ea refuză să abandoneze cunoștințele și convingerile dobândite prin ani de experiență, așa că ordonă grupului să caute o explicație logică bazată pe știință. În ciuda obiecțiilor din partea mentorului lor, grupul de oameni de știință prezintă teoria publicului, convingând guvernul că locuitorii marini infectați cu bacterii atacă în mod intenționat oamenii. Ei chiar dau noi inteligențe un nume, UR. Cu toate acestea, o astfel de versiune provoacă doar ironie din partea oficialilor de vârf, care sugerează, de asemenea, găsirea de soluții științifice la problemă decât negocierea cu o inteligență necunoscută. Astrofizicianul Samantha Grove vine în ajutorul oamenilor de știință. Spre deosebire de politicieni, ea a studiat cu atenție raportul și este de acord că sunetul ciudat din diferite înregistrări are toate caracteristicile unei limbi mondiale necunoscute. În plus, echipa ei a reușit să capteze exact același semnal din Antarctica. O altă persoană influentă, japonezul Mifuno, crede de asemenea în teoria lui Seeger și acceptă să-și financeze afacerea în speranța că va ajuta la salvarea lumii. Seeger adună echipa și informează despre începutul misiunii. El sugerează tuturor să se gândească cu atenție și să evalueze riscurile, iar cei dispuși să meargă până la capăt vor aștepta o expediție în Arctica în 48 de ore. Oamenii de știință merg acasă să-și a rămas bun de la cei dragi și să-i avertizeze de plecarea lor. Acolo mulți oameni încearcă să-i convingă să rămână, dar toată lumea înțelege că aceasta este ultima lor șansă de a remedia ceva. Conform calculelor oamenilor de știință, se află cea mai mare acumulare de bacterii inteligente într-una dintre văile din Antarctica, unde ar fi putut trăi cu milioane de ani înainte.
Compania se pregătește să stabilească contacte și fiecare joacă rolul în timp ce acordă interviuri unui tânăr jurnalist. În cele din urmă, echipamentul de pe navă începe să bâzie cu interferențe, iar oamenii de știință se pregătesc să capteze un semnal de la organismul misterios. Sara, asistenta lui Mufino, se așează lângă Leon la masă și mărturisește că nu ar fi crezut niciodată în teoria lor dacă nu ar fi fost șeful ei care a dovedit de-a lungul multor ani că intuiția lui nu dă greș niciodată. Samantha elaborează un plan. Ea intenționează să adauge un sunet al unui țipă de copil uman la semnalul audio al organismului și returnează înregistrarea către inteligență pentru a arăta că sunt gata să comunice. Charlie îi cere unui coleg să ia cu el în aparatul de scufundări până la fund. Nava aruncă ancora și oamenii de știință încep să transmită mesajul sonor. Între timp, cuplul îndrăzneț intră în capsulă și se pregătește să se scufunde la adâncime. Întreaga echipă așteaptă cu nerăbdare orice reacție și în sfârșit apare mișcarea pe radar, iar senzorii captează un semnal sonor. Echipa de la capsulă încearcă să contacteze puntea capitanului pentru a raporta că fanii lor nu funcționează și rămân fără oxigen. Dar comunicarea nu funcționează. Pilotul șef Luther este gata să se întoarcă, dar Charlie observă o mișcare și oprește luminile, așteaptă să vadă ce se întâmplă mai departe. Pe navă observă și ei că se apropie ceva. Sigur, insistă că capitanul să-și amintească submarinul, dar nu pot ajunge la grup. Luther nu mai vrea să riște și ridică barca. Pe navă se deschide o trapă pentru a primi capsula într-un compartiment special. Charlie observă o strălucire ciudată care apare în jurul lor în acel moment, dar ea nu spune nimănui despre asta. Între timp, Samantha raportează că au reușit să stabilească contactul. Semnalul sonor a revenit și plânsul copilului a fost alterat ca semn că bacteria a înțeles mesajul de la oameni. Doctorul Chase caută o modalitate de a-i vindeca pe cei care au fost deja infectați de bacterii. Luther îi spune jurnalistului că nu a văzut nimic în profunzime și că tot ceea ce a văzut Charlie a fost probabil o născocire a imaginației ei, la fel ca întreaga idee de inteligență. Cu toate acestea, Samantha încearcă să descifreze mesajele de eroare pentru a le asambla într-un răspuns semnal că inteligența va înțelege. În timp ce stă în compartimentul cu capsulă, jurnalistul observă o strălucire în piscină. Luminile de pe navă se sting și începe interferența. Când totul este restabilit, capitanul vede corpul jurnalistului căzut pe monitor. Chase încearcă să salveze fata și pe buzele ei observă că apare un lichid. Samantha le spune echipei și capitanului că în timpul creșterii de tensiune a fost o creștere a semnalului și a fost atât de scăzută încât nimeni nu a auzit-o. Dar cel mai important, în opinia astrofizicianului, a provenit din interiorul navei. Charlie ascultă ce spun colegii ei, dar nu-și face niciodată curajul să le spună că au adus o bacterie în piscină. Leon o vizitează pe fată, al cărei trup a fost acoperit de pete ciudate. Doctorul îi cere ajutor tipului și Sara. Trebuie să o țină pe fată în brațe, timp ce ea ia o probă de lichid pentru analiză. Medicul spune echipei despre rezultatele analizei. Substanța găsită anterior în creaturile marine a fost descoperită în măduva spinării Alisei. Chase crede că bacteriile încercau să fuzioneze cu celula fetei și Charlie recunoaște că a văzut strălucirea intrând cu ele în navă. Samantha registrează un nou mesaj pentru UR, dar de data aceasta incluzând o imagine audio de la astrofizician. Charlie coboară în comportamentul etanș fără permisiune și piscina începe să strălucească din nou, creând forme neobișnuite cu lumină. În acel moment, Samantha primește un mesaj de răspuns de la o entitate care conține și o imagine. Elicopterul domnului Mifuno aterizează pe navă deoarece vrea să fie prezent la deschidere. Sigur, îi arată înregistrarea de la camerele piscinei și imaginea trimisă ca răspuns la mesajul Samanthei. Potrivit oamenilor de știință, UR le-a reamintit că au fost, sunt și vor fi pe pământ mult mai mult timp decât oamenii. Și tot ce își doresc este ca oceanele să fie lăsate în pace și să nu fie distruse. Dar există o veste bună, deoarece entitatea răspunde la mesaje. Echipa are șansa de a renegocia și de a ajunge la o încetare a focului. Între timp, Chase elaborează un medicament care poate distruge bacteriile care consumă celulele sanguine. Această știre creează dezacord în cadrul echipei. Mifuno plănuiește să testeze substanța din bazin și dacă funcționează, poate distruge complet UR. Sigur, nu este de acord cu acest lucru, cel puțin nu confirmă că nu poate negocia cu urgență. Chase încearcă să ia calea de mijloc și sugerează să încerce medicamentul în piscină, dar să nu se grăbească să lanseze în ocean. Toată lumea se adună pentru a urmări experimentul. Chase lansează medicamentul în apă care începe imediat să se ridice, emițând un țipăt teribil care sparge paharul. Capitanul este informat că nimic nu funcționează pe navă și pur și simplu merg în derivă apele Antarcticii. Dar mai rău, nava este înconjurată de iceberguri. Nava se ciocnește de un iceberg, dar în mod neașteptat o strălucire albastră o duce în altă parte. Capitanul ordonă ca motoarele să fie pornite pentru a se elibera de sub controlul UR. De asemenea, nu înțelege de ce nu toarnă în apă tot drogul pe care l-au la bord. Dar sigur încearcă să-i explice capitanului că tot ce s-a întâmplat acum este prețul pentru experimentul lui necugetat în piscină și nimeni din lume nu va produce suficientă substanță pentru a distruge UR în întreaga lume. Singura cale de ieșire este să facă un armistițiu. În timp
timp ce echipa decide cum să negocieze, entitatea prinde nava între iceberguri. Charlie se grăbește spre capsulă pentru a coborî și aduce trupul lui Luther la urgențe, în semn de supunere deplină. Odată ajuns în profuzime, Charlie își schimbă planul. Ea își injectează leucocite în inimă care pot fuziona cu UR și deschide ușa capsulei. Corpul cade sub controlul UR și icebergurile eliberează nava în timp ce miliarde de lumini o învăluie pe fată sub apă. Mai târziu, Charlie aduce nava pe o insulă pustie. Își deschid ochii și privește cerul cu ochii albaștri strălucitori. Serialul se termină aici. Vă rugăm să scrieți în comentarii ce părere aveți despre această serie.